Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi prezenta starea vremii pe continentul european. Astăzi, 12 iunie 2022, vom avea vreme călduroasă în cea mai mare parte a continentului, în special în partea sudică și cea vestică. Temperaturile maxime vor varia între 11 grade la Reykjavik în Islanda, și 40 de grade la Madrid, capitala Spaniei. La Lisabona, cerul va fi senin, însorit și o temperatură maximă care va atinge 32 de grade Celsius. Această situație o întâlnim și la Marsilia, Roma și Terasini. Enumerați doi factori care fac în Islanda, Norvegia, și Finlanda să se înregistreze temperaturi atât de scăzute comparativ cu restul continentului. Indicele UV va avea valori foarte ridicate în sudul și sud-vestul continentului, mai ales în zona mediteraneană, și mai scăzute în partea nordică și cea estică a continentului. Definiți în cuvinte proprii termenul indice UV și precizați două motive pentru care este important să monitorizăm valorile acestuia. Cantitățile semnate de precipitații se vor registra în peninsula balcanică, în România, în partea centrală a continentului, mai ales în Polonia și Cehia. Dar și în nord, în Islanda, în Norvegia, în Suedia, în Finlanda, dar și în vestul Federației Ruse. Vântul va adia ușor în cea mai mare parte a continentului, mai puternic în Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, dar și în Spania. Enumerați trei vânturi permanente care acționează la nivelul continentului european și câte o caracteristică a fiecăruia. Mâine, luni, 14 iunie, va fi o nouă zi toridă în sudul continentului. Se vor înregistra 34 de grade la Atena, 41 la Madrid, 33 la Lisabona, 31 la Marsilia, 30 la Roma, 29 la Terasini, 32 la Tirana. În timp ce în partea nordică a continentului se vor registra temperaturi mai scăzute. 11 grade la Reykjavik, 12 la Tromso și 19 la Stockholm. În partea estică a continentului, în Burgas, Bulgaria și Minsk, capitala Belarusului, se vor registra ploi cu descărcări electrice. Acum vă propun, dragilor, rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Accesați o pagină web sau o aplicație cu date meteorologice și realizați un buletin meteorologic pentru vremea din Europa, conform datelor înregistrate astăzi. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes.